Bună ziua! Putem începe? Da. Stimați jurnaliști, dragi cetățeni, bună ziua! Suntem în perioada sărbătorilor de iarnă. Vă felicit din numele meu și al colegilor mei din Platforma pentru Moldova cu această ocazie, dorindu-vă ca anul 2021 să fie unul mai bun, dar cel mai important, să avem sănătate. Anul 2020 ne-a demonstrat că sănătatea este cel mai de preț dar al unui om. Pentru a ne bucura din plin de sănătate, este nevoie ca fiecare dintre noi să manifeste o atitudine mai grijulie față de propria sănătate. Dar în același timp, este nevoie ca și autoritățile să pună un preț mai mare pe starea de bine a oamenilor. Ne așteptăm ca actuala conducere a țării să renunțe la aruncatul pisicii moarte dintr-o curte în alta, căutând vinovați pentru eșecurile produse. Trebuie să constatăm că, deși alegerile s-au finalizat acum aproape 2 luni, unii politicieni se consideră în continuare în campanie electorală și încearcă doar să critique, să caute motive de sperietori, în loc să-și asume anumite responsabilități. Mă refer la anumite declarații făcute de președintele țării, care în loc să folosească pârghiile de care dispune, în special în domeniul politicii externe, alege să dea vina pe alții și să critique lucrurile din sistemul de sănătate, de parcă ar fi în continuare un lider al opoziției politice și nu un președinte al tuturor. Deși l-a criticat la greu și pe bună dreptate pe predecesorul său, se pare că doamna președinte calcă pe aceeași greblă. Mă refer la declarațiile recente făcute la un post de televiziune de către doamna președintă, precum că sistemul de sănătate nu este pregătit pentru începerea campaniei de vaccinare, ceea ce nu corespunde adevărului. Sunt declarații reprobabile lansate în timp ce în țară, de facto, se efectuează vaccinările împotriva gripei, dar și derulează în condiții normale vaccinările planice conform calendarului național de vaccinări. Respectiv, în țară există capacități, există resurse umane și logistice necesare pentru a iniția o campanie nouă de vaccinare. Adevărat este că este nevoie de o evaluare rapidă a situației în privința vaccinării specifice COVID. Subliniez că grupurile de risc sunt practic identice cu cele care sunt actualmente vaccinate împotriva virusului gripal. Respectiv, listele prealabile cu persoanele din această categorie sunt deja cunoscute și disponibile autorităților implicate. Mă refer la lucrătorii medicali și la ceilalți angajați din sistemul de sănătate, polițiști, lucrători vamali, funcționari publici și alții. Aceste liste trebuie revizuite în funcție de cazurile noi înregistrate de COVID, dar și utilizând alte criterii de excludere indicate de producătorii de vaccinuri. Învăltoarea acuzațiilor reciproce care circulă în spațiul public între conducerea actuală a țării și cei care până nu de mult au gestionat pandemia, ne este clar un singur lucru. E haos. Actualmente nu există o claritate care vaccin anticovid va ajunge în țară, în ce cantități, când acesta va ajunge. Iar întrebările sunt de 10 ori mai multe decât răspunsurile disponibile. Ce ar trebui să facă conducerea țării? În primul rând, să determine care vaccin urmează a fi recepționat primul. În condițiile în care primul va ajunge în țară vaccinul procurat prin programul COVAX, așa cum s-a declarat în spațiul public că trebuie să ajungă în prima decadă a lunii ianuarie, trebuie de clarificat dacă acest vaccin poate fi păstrat, transportat și administrat utilizând logistica actuală și anume inventarierea prealabilă a locațiilor din medicina primară, care sunt antrenate deja în proces. Includerea sistemului spitalicesc pentru vaccinarea propriilor angajați, dar și evaluarea capacităților prestatorilor privați de servicii medicale și a laboratoarelor private pentru a fi incluși în vaccinarea populației generale. Dacă vaccinul care urmează a fi adus primul în țară corespunde regimului termic, atunci nu este nevoie de nimic suplimentar decât o bună organizare și demarare a procesului. Dacă primul în țară va ajunge vaccinul din donația promisă de autoritățile române, lucru pentru care le mulțumim, acest vaccin are nevoie de un regim termic și logistic special. În acest caz este nevoie de dotat de urgență
laboratoarele Agenției Naționale de Sănătate Publică și depozitul central cu congelatoare medicale care să asigure păstrarea vaccinului la temperaturi de minus 80 de grade. Zilele trecute am avut câteva discuții cu colegii din România, specialiști implicați în campania desfășurată acum de autoritățile române. Ei mi-au confirmat că o cutie de 1000 de doze are un volum de aproximativ 2 litri, respectiv într-un congelator medical de 400 de litri pot fi păstrate de la 30 la 40.000 de doze. Iar în cazul în care Republica Moldova va beneficia de toate 200.000 de doze odată, este nevoie de 7 congelatoare medicale. Prețul mediu al acestora este în jur de 12.000 de euro. Deci pentru 7 congelatoare, statul ar trebui să scoată 1.800.000 de lei aproximativ. Nu este o sumă enormă și nu este niciun capăt de țară. Suplimentar, este nevoie de identificat rapid agenții economici locali care vor asigura sursa de gheață carbonică. Anume, ea este necesară pentru păstrarea temperaturii adecvate în timpul transportării, dar și pe parcursul a câtorva zile, cât poate dura campania locală de vaccinare. Nu trebuie exclusă posibilitatea utilizării serviciilor de transport frigorific specializat. Nu trebuie exclusă nici opțiunea de reutilare a celor 5 mașini aflate la bilanțul Ministerului Sănătății cu amplasarea în ele a congelatoarelor medicale, care vor apropia dozele de vaccin de către locuitorii din raioanele țării. Calculele noastre arată că sunt necesare între 5 și 6 milioane de lei inițial, bani care vor permite achiziția de congelatoare, contractarea serviciilor de producere a gheții carbonice sau serviciul transport frigorific la minus 80 de grade, precum și contractarea serviciilor de vaccinare oferite de către prestatorii privați. Acești bani sunt disponibili în bugetul de stat pentru anul 2021, pe care noi l-am votat, la capitolul Fondul de Intervenție a Guvernului, unde au fost prevăzute 170 de milioane de lei, sau în Fondul de Rezervă al Guvernului, unde sunt prevăzute alte 170 de milioane de lei. Totodată mai pot fi utilizate și sursele Fondului de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală, unde la Fondul de Profilaxie au fost prevăzute 45 de milioane de lei sau 10 milioane de lei din Fondul de Rezervă. Altfel spus, în principiu, există toate cele necesare pentru a începe cât mai curând campania de vaccinare a populației. Dacă este nevoie de efectuat anumite schimbări la nivel legislativ, pentru a grăbi anumite achiziții internaționale, sau pentru a permite inițierea unei campanii de vaccinare cu vaccinuri neautorizate în Republica Moldova, spre deosebire de un guvern demisionar, amintim că președintele țării, la fel ca și deputații, au dreptul la inițiativă legislativă și sunt sigură că toți deputații vor vota propunerile binevenite de la doamna președintă pentru a rezolva rapid procesul și a începe campania de vaccinare. Nepăsarea de care vedem că dau dovadă reprezentanții actualei conduceri este focusată acum pe ce vreți, numai nu pe asigurarea țării cu vaccin. Și îmi amintește cumva de luna februarie a anului trecut. De ce? Pentru că atunci, în timp ce toate statele se pregăteau de declanșarea pandemiei, toate statele care erau responsabile de cetățenii lor erau preocupate să asigure spitalele cu echipamente necesare, medicii cu echipamente de protecție, conducerea de atunci a Republicii Moldova făcea deja campanie electorală. Interesele proprii sau cele de partid au fost puse mai sus decât interesele cetățenilor. Și ca rezultat, țara noastră a devenit o zonă roșie. Ne-am confruntat cu un deficit sever de echipamente de protecție, echipamente medicale. Și îmi amintesc bine cum așteptam cu toții, ca cerșetorii, măștile, aparatele de ventilare, echipamente de protecție și zilnic eram hrăniți cu promisiuni. Mă tem că vom ajunge și acum în aceeași situație dacă conducerea țării nu își va lua în serios responsabilitățile și îndatoririle față de oameni. Suntem deja în 6 ianuarie, dar nu există nicio informație clară când țara va primi primul vaccin, de la care producător, care vor fi caracteristicile tehnice, cât va costa, ce categorii de populație vor fi vaccinate în primul rând. O altă dovadă care pune la îndoială dorința de a îmbunătăți lucrurile în lupta cu pandemia este tăcerea de la o vreme încoace cu privire la componența Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale. Comisie care, apropo, a fost acuzată de incompetență
atât de Maia Sandu cât și de colegii săi, cât și de alte grupuri de politicieni, mai ales în campanie electorală. Regret că odată cu încheierea campaniei electorale se pare că acest subiect nu mai interesează pe nimeni. În mare parte, criticile au fost și rămân pe bună dreptate. Acum este timpul acțiunilor, mai ales că după alegerile prezidențiale s-au creat premize de a face schimbări nominale în componența acestei comisii. Președintele țării a desemnat un prim-ministru interimar care are posibilitatea să excludă oamenii neprofesioniști din cadrul acestei comisii și să includă în componența ei specialiștii acestei țări. Platforma pentru Moldova îndeamnă autoritățile să nu repete aceleași greșeli. Oamenii privesc știrile și văd cum țările vecine cumpără la greu necesarul de vaccinuri, cum încep să desfășoare campanii ample. Colegii din Republica Moldova văd cum colegii din România sunt vaccinați și înțeleg că este începutul sfârșitului pandemiei pentru România. Cetățenii noștri sunt revoltați că unii politicieni nu fac decât calcule despre când teoretic ar putea avea loc alegerile parlamentare anticipate, în loc să facă calcule când să înceapă campania de vaccinare și mai ales să nu uite că zilnic mor de COVID în Republica Moldova. Așteptăm ca conducerea țării să dea dovadă de responsabilitate și să ne convingă prin fapte, nu prin declarații, că se depun toate eforturile pentru ca campania de vaccinare COVID să înceapă cât mai curând și în Republica Moldova. Pentru că, la moment, sunt doar declarații și nu se vede nicio acțiune. A ajuns la mine o scrisoare deschisă, semnată de peste 200 de lucrători medicali, adresată președintelui Republicii Moldova, președintelui Parlamentului și prim-ministrului interimar, prin care medicii se arată revoltați că vaccinarea nu a început și nu există nicio claritate care sunt perspectivele de obținere a acestora. Noi ne aliniem celor ce au scris medicii în această scrisoare și credem că conducerea țării trebuie să lase la o parte declarațiile, trebuie să suflece mânecele și să se apuce imediat de lucru ca în cel mai scurt timp să poată rezolva problemele oamenilor. Noi nu vrem ca instituțiile statului și interesele cetățenilor să fie reprezentați de o leacă doctori, o leacă pacienți și o leacă de toate. În acest context, noi ne aliniem solicitărilor din scrisoare semnată de cei peste 200 de lucrători medicali și împreună cu ei cerem elaborarea și prezentarea opiniei publice în cel mai scurt timp a unui plan de acțiuni în privința vaccinării împotriva COVID-19. Să fie prezentat un grafic clar pe înțelesul tuturor, dar și o dovadă că se procură cantitățile necesare de vaccinuri și nu se mizează doar pe donații. Cele 200.000 promise, chiar dacă reprezintă o donație importantă, sunt insuficiente pentru întreaga populație a țării. Evident, optăm pentru faptul ca inițial să fie vaccinați lucrătorii medicali și ceilalți din grupurile de risc. Apoi, trebuie obligatoriu inițiată o campanie masivă de vaccinare a populației generale. În caz contrar, riscăm să fim încă multă vreme zona roșie a Europei, cu granițele închise, cu spitale suprapline și cu mii de infectați și cu zeci de oameni care mor zilnic. Noi nu vrem ca economia Republicii Moldova să fie în continuă prăbușire. Pentru a evita asta, pentru a începe vindecarea țării, cerem conducerii țării să se debaraseze de jocuri politice și să ofere oamenilor soluții concrete în aceste timpuri grele. Vă mulțumesc! O zi bună!